a încercat să-și pună capăt vieții după o ceartă aprinsă cu iubitul său. O tânără, mama a doi copii, a fost salvată noaptea trecută de la moarte de către polițiști. Supărată pe soartă și orbită de furie, a urcat pe cel mai înalt copac din curtea unui bloc de locuințe din sectorul Buiucane al capitalei, de unde a amenințat că se aruncă în gol. Gestul disperat al tinerei a fost observat de o femeie care a alertat imediat oamenii legii. În jurul orelor 22:40, patrulând pe curțile caselor, de noi s-a apropiat un cetățean și s-a comunicat că o domnișoară s-a suit într-un copac și amenință că se va arunca de la înălțime. În scurt timp, ajungând la fața locului, am început să discutăm cu ea pentru a renunța la ideea de a se arunca de la înălțime. Am observat cum domnișoara s-a dezbrăcat de haină și a încercat să se stranguleze. Polițiștii au încercat să o convingă pe tânără să renunțe la intenția sinucigașă. Aceasta însă nu se lăsa înduplecată. Ba mai mult, și-a dezbrăcat haina pe care a vrut să o folosească pe post de ștreang. Văzând că discuțiile cu tânăra disperată nu ajută la nimic, un ofițer din cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a urcat după ea în copac. Într-o clipă de neatenție, tânăra a alunecat, iar ofițerul a reușit să o prindă, salvând-o de la căzătura care putea fi fatală. Femeia a fost ajutată să coboare în siguranță, după care a fost preluată de specialiștii care i-au acordat îngrijirile medicale necesare. Disperarea a lipsit-o de luciditate, a mărturisit victima. Cu lacrimi în ochi, ea a povestit că s-a certat la cuțite cu iubitul său, ceea ce a și determinat-o să recurgă la un ultim gest necugetat. Я ему сегодня не звонила, он сам позвонил, как бы моей подружке. И вот с этого всего ночью будет. Да, он ударил мне сегодня. Tânăra se afla în stare vizibilă de ebrietate. Potrivit specialiștilor, aceasta nu este la prima sa tentativă de sinucidere. Recent, victima și-a ispășit pedeapsa în penitenciarul de la Rusca, fiind condamnată anterior la 3 ani de închisoare pentru furt.